Aur a protestat în fața sediului Autorității de Supraveghere Financiară față de tarifarea discriminatorie a polițelor RCA pentru șoferii din București și din județul Ilfov. Deputații Aur, Gianina Șerban și Antonio Androșceac au mers la sediul ASF pentru a discuta cu conducerea instituției despre acest subiect, iar după o întâlnire a fost agreată ideea organizării unei dezbateri publice pe această temă. Reprezentanții Aur au dorit să tragă un semnal de alarmă față de măsurile discriminatorii care se pregătesc față de șoferii din București și Ilfov, care vor fi nevoiți să plătească polițe de asigurare RCA cu până la 73% mai mari față de șoferii din alte zone ale țării. Avem promisiunea domnului președinte că va exista o dezbatere publică și vom avea întâlniri viitoare pe acest subiect. Eu cred că acesta poate fi un proiect pilot și să urmeze Timișoara, Cluj, Arad, pentru că vedem că începe cu o zonă și poate se extinde în toată țara, în orașele aglomerate și apoi în orașele mici și comune. Această plafonare este până în septembrie. O să vedem în septembrie ce se întâmplă. Cred cu tărie că această măsură este discriminatorie, a declarat Gianina Șerban după întâlnirea cu conducerea ASF. Antonio Androșceac, deputat AUR și membru în Comisia pentru Buget din Camera Deputaților, a avut și câteva întrebări de natură tehnică. Deputatul AUR a precizat că în cadrul discuțiilor s-a cam agreat ideea că se creează o poziție dominantă de piață și o cartelizare din cauza lipsei pentru competitor român pe această piață a asigurărilor RCA.